La deschiderea lucrării ședinței de astăzi. Suntem majoritatea, nu știu și cineva. Sunt toți, nu? Deci, prezentarea este 100%. Dacă sunt probleme la, la procesul verbal de la ședința anterioară din 25 a 4-a, dacă nu sunt, supune la voi. Cine este pentru? Sunt probleme. Păi da, am zis, dacă vorbiți sincer, ziceți, spuneți. Și nu dați acolo și probleme. Domnul Gânga, dumneavoastră, da? Nu, de acolo începe, de la domnul Anna. Dar nu vorbești... La procesul verbal, da, dacă e vorba de frist, sunt... Deci nu poți accept. Dați puțin. Dați puțin pe domnul Anna. Păi, tocmai de asta. Da, bună ziua, în primul rând. Ca să știți ce fac cu telefonul, o să transmit live, pentru că, cu toată bună credința cameramanilor, există trunchierea lui ședințelor, făcute la indicațiile primarului. Și cred că e o metodă bună și am voie să fac chestia asta. O să transmit în live de acum ședințele de Consiliul Local pe Facebook. Ca să nu mai apară pe Facebook doar ce convine administrației PSD. La procesul verbal din ședința de data trecută este o mare problemă. Și țin să-l felicit și pe domnul primar și pe doamna secretară, că a învățat foarte bine tacticile de manipulare stalinisto, comunisto, bolșevice și după ce aruncă cu rahat, nu-și asumă și lipsesc. Avem un proces verbal întocmit în fals. Da, e o coincidență că e în concediu, mă scuzați. Avem un proces verbal întocmit în fals de la ședința trecută. O să postez și fotografii și o să fac și o reclamație mai departe, pentru că am fost și m-am așteptat, am fost personal joi sau miercuri când am stat, era și dumneavoastră în birou, da. Și am sesizat problema și am așteptat să primesc alt proces verbal. Nu trebuia să vă spun eu, domnule, materialele trebuie modificate. Eu v-am spus că e o problemă, trebuia să luați atitudine, n-ați făcut nimic. Este un proces verbal întocmit în fals. Aici începe cu următorul text. La lucrările ședinței sunt prezenți 15 consilieri. La simpla numărare a oamenilor de pe filmarea de data trecută se poate constata simplu că au lipsit oameni, inclusiv din echipa mea. Cum putem întocmi acte în fals? Pe urmă, nu știu cine a redactat ăsta, apare pe aici un domn Barna Ștefan. Da? O să pun greșeală. Nu, o să facă mai greșit genul ăsta. Păi nu, dar nu mă uit, doamne, eu vreau să... Uitați-vă ce scrie aici. Da? Consilier Barna Ștefan. Avem un consilier Barna Ștefan? Chiar bătaie de joc. Nu mai vorbim de problema mea cu greșelile de exprimare. Da. Se pot rectifica, nu? Da, dar faptul că e fals în acte, cum îl rectificăm? Da, da. Poate nu putea la orice. Poate. La domnul Cunț, alte persoane din alt partid, în alt întâlpire, poate de curași mult în noi. Da, și eu am fost odată cu Baciu Andrei. Da, așa. Da, da. S-o greșit curat. Nu. Și nu e o problemă, nu? Bine, nu zic că ședința aceea. La procesul verbal. Da, nu mi se pare normal și nu e prima dată când zic chestia asta și se întâmplă de 3 ani și ceva și vreau să se încheie cu lucrurile de genul ăsta. Da? Plus că după ce faci postări de genul celei apărut pe, acum vreo 2 zile pe internet, te acuz că indemnizația de consilier nu știu, ajunge la vreo 8.000 și ceva de euro în 4 ani. Cât luați, domnilor, consilieri pe lună? Care-i suma ta de ridicată? Păi 608, trebuie să... Cât? 608 lei, să fie clar. O să pun și o fotografie cu fluturașul. Faceți o socoteală și să vedeți ce minciuni se aruncă pe internet. Că noi luăm mii de euro din mandatele de consilier. Cât sunt? 6.200 și ceva pe an, da? 6.200. Așa. Deci aia este suma care o încasează consiliere. Aici nu 8.000 de euro sau nu știu cât a scris domnul care nu și asumă. Și în momentul în care lipsește cineva de la ședință, mi se pare normal să nu apară în procesul verbal și
Și mi se pare normal să nu apară semnat pe acte și nici să nu încaseze banii. Pentru că dacă eu îmi permit din toată calicia mea un nimeni care repar mașini pe tigăi prin curte și fac câte o amărâtă de muncă, să nu ridic banii când lipsesc de la ședință, cred că își permite oricine de aici să nu ridice banii de la ședință în mod abuziv, mai ales că sunt bani publici, da? Eu când am lipsit, nu am încasat bani. Prima dată când am lipsit, am fost sunat și întrebat dacă sunt de acord să iau banii, asta se întâmpla acum vreo 2 ani și ceva, pentru că așa s-a obișnuit. Atunci, ca să, spre rușinea mea, am spus, domnule, eu nu vreau să stârnesc rahatul în toată comuna, da, treceți-mă acolo prezent și am încasat banii pe acea ședință, dar am spus de azi înainte, cine lipsește, nu încasează banii. Eu îmi asum ce am făcut, am explicat și contextul, dar vă rog frumos, nu putem să mergem la nesfârșit. E bună problema ta, o să luăm o trecere. Da? Pegați banii în sectorul metal. Dom'le, nu mi se pare normal. Da. Nu era normal nici cu ei. Corect. Eu i-am luat ca să nu descoper rahatul. Nu, și mi-a dat înapoi. Păi nu, îi dau oricând. Păi cum e de ăsta, no. Dat sumă. Eu da. Cum lipsit, mi-am luat. Corect. Da. Eu l-am La procesul verbal deocamdată. Referitor la procesul verbal, sunt foarte de acord cu ce a spus colegul Barna Ciprian, dar ar vrea să vă amintesc că am avut, Dumnezeu să-l ierte, un coleg, Valentin Ilie, la ultima ședință nu a putut veni. Știți prea bine, eu și cu, paremise, cu domnul Ungureanu am luat și condica, am luat și rapoartele, le-am dus la semnat, le-o semnat acolo pe pat și mi-au zis în felul următor, când vine să plâng, nu mă mai interesează banii, pe mine mă interesează viața. Am spus, băi, lasă că nicio problemă, tu vei fi și în continuare, lasă, moarte, nu moarte, o să, când vine să și plâng. Și la termenul, la primul, când s-au dat banii, nu i s-au dat banii la acel om care a semnat condica. Deci nu i s-au dat banii. M-am dus la doamna contabilă. Doamna contabilă, n-am fost de acord toți consilierii să-i dăm banii pentru că nu au venit. Da, domnul Gânga. Îmi dați voi să vorbesc, domnul? Da, îmi dați voi să vorbesc? Nu probabil, nu luăm cu probabil, o luăm cu adevăr. Cu siguranță, nu a fost cu adevăr. Dați-mi voi să-mi termin ideea care am avut. Da. M-am dus la doamna contabilă. Doamna contabilă, n-ați putut să dați, nu domnule, că de la doamna secretară apare pontajul și dacă a apărut, nu a apărut pontajul, eu nu am ce face, i-am dat dreptate. M-am dus la doamna secretară. Doamna secretară, cum s-a întâmplat dacă noi toți consilierii am spus, ia banii, Dumnezeu să-l ierte că e mort acum și dumneavoastră nu l-ați pontat, nu domnul Gânga, că apărea pe camera respectivă, apărea lipsă. Dar la oamenii ăștia trei care l-au lipsit rândul trecut, nu a apărut lipsă? Oare nu a apărut lipsă? Ăsta e un motiv care vreau să meargă spre adevăr. Colegul meu, consilier validat, nu a luat bani aproape un an de zile. 6 luni a venit lună de lună aici, nu a primit niciun leu și era prezent și a semnat și condica. De ce la el nu s-a dat și la alții s-a dat? Tocmai de asta spun. Să mergem pe calea cea dreaptă, să nu mai umblăm cu miciună, să nu mai umblăm cu denigrare, pentru că eu și Ciprian Barna nu lupt pentru mine și nici pentru noi toți. Luptăm pentru comuna noastră și mi se pare corect să fim de azi înainte, să nu mai tolerăm minciuna. Ceea ce mi s-a prezentat în raportul de azi, ca să-l semnez, nu, eu nu pot tolera așa ceva. Deci să nu se mai întâmple așa ceva. Da. Scuze, dar mi-a adus aminte din niște treburi urâte care s-au trecut în trecut. În plus, pe care sunt deja... Domnule, eu știu ce am spus. Până acum puteți să deschideți. Deci nu până acum, dumneavoastră ați intervenit, ați spus raportul. Aveți impresia că cineva din primărie nu ar fi de acord? Sau? Am impresia că să dau niște bani. Aveți impresia, da. Pentru unii, iar pentru alții nu. Nu trebuie să fie aceeași egalitate.
Oare Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să ierte de ce a fost marginalizat Valentin Ilie? Pentru că era din PND, colegul meu e marginalizat pentru că este din PND. Dacă era din PSD, așa e că lua banii. Nu mi se pare corect. Și o să vin, o să venim cu sentința finală prin care dumnealui a câștigat și să-și recupereze bănuțe, pentru că și el are familie ca alții, da? Nu știu, dar vă referiți că eu am pus viața. Mă refer că dumneavoastră sunteți viceprimar, sunteți șefii consilii. Și până acum, de ce n-ați spus problema? L-ați lăsat omul ăsta, colegul dumneavoastră, l-ați lăsat ca să nu încaseze bani atâta timp. Până acum n-ați venit cu așa, cu așa prezență. Acum am văzut că alții ia și alții nu. Dumneavoastră sunteți viceprimar, dumneavoastră trebuie să coordonați. Da, primarul când vine într-un consiliu local, vine ca și invitat să-și susțină proiectele de hotărâre, da? Vă mulțumesc. Altceva, domnule. Da, dacă mai ești, vrea cineva să intervine cu privire la procesul verbal. Nu. Supunem la vot. Cine este? Eu nu pot vota falsul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pentru. 9 pentru. S-a abținut cineva? Împotrivă? 1, 2, 3, 4, 5, 6, împotrivă. Deci opoziția e împotrivă, majoritate, da, e corect, hai să treacă. Da. Trecem la ordinea de zi, dăm cuvântul domnului viceprimar să... În conformitate cu dispoziția articolului 39 din legea administrației publice locale, 215/2001, republicată cu modificări și completări ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local ce va avea loc în data de 21.05.2019, la ora 2, în sala de ședință a Consiliului Local, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Balcani pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind alocarea la suma de 30.000 de lei pentru susținerea financiară a manifestărilor culturale artistice și sportive ce se va desfășura în Comuna Balcani, județul Bacău, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului în anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii nivelului contribuție Consiliului Local Balcani la finanțarea serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap domiciliat în Comuna Balcani de Bacău pentru anul 2019. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul modernizare drum sătesc, strada Pieței, sat Frumoasa, Comuna Balcani, județul Bacău. Și la numărul 5, diverse. Dacă mai zic un proiect de hotărâre care o să fie auzit cumva, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Da. S-a abținut cineva? Hotărâm, toți sunt pentru. Trecem la primul punct pe ordine de zi. La primul material, la studiat, dacă vrea cineva să intervine prima la primul proiect de hotărâre cu rectificarea bugetului local. Da, supunem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Împotrivă? Deci, sunteți pentru. Trecem la punctul 2 al ordinii de zi, cu suma de 30.000 de lei pentru Ziua Internațională a Copilului, 2019. Dacă vrea cineva să intervină. Domnul Varna, domnul Vindea Lupă. Da, lăsăm la rând. Avem aici proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei pentru susținerea financiară a manifestărilor culturale artistice și sportive. Eu am fost la contabilitate și am cerut niște hârtii justificative cum s-au cheltuit cei 600 de milioane pentru sărbătorile de iarnă. Sumă care mie mi s-a părut aberantă, mult prea mare, și prin care sunt sigur că s-a făcut campanie electorală. Discriminatorie. Doamna contabilă mi-a enumerat aici, o să postez pe Facebook listele cu toți copiii care au luat câte 50 de lei
care scrie aici tabel nominal cu elevii care au primit câte 50 de lei pentru programul prezentat de Primăria Balcani, la Primăria Balcani. În total s-au cheltuit 560 de milioane. Ce mi s-a părut mie interesant pe aici, că suma cheltuită pentru cadourile de Crăciun a fost destul de consistentă pentru... O să punem și pe internet, exact, copie după factură. Regal sos pastă, ulei de floarea soarelui, niște facturi din astea de 12.000 de lei. 1.200 de lei. Eu știam că am votat pentru copii. Din păcate s-au făcut pachetele pentru bătrâni. Unde? Pentru... La care se dau chestii? Pentru parohii, un pic, domnule. Da. O să punem toate chestiile astea pe internet, să vadă și lumea. Normal. Cine a luat, că se știu între ei, care sunt pesediști, care nu sunt. Să știu foarte bine oamenii între ei. De exemplu, la fiecare parohie, ci că a venit cu un grup de colindători și urători. Și s-a dat câte 1.000 de lei. Așa este. Plus câte 30 de pachete la Parohia Ortodoxă Frumoasă, 13 pachete la Parohia Ortodoxă Lutaș, 13 pachete la Parohia Ortodoxă Balcani, margine, 10 pachete la Schipul Frumoasă, 40 de pachete la Parohia Catolică Frumoasă, în total vreo 106 pachete. Eu nu judec dacă e bine sau rău. Eu vă spun în felul următor, suma este mult prea mare. 600 de milioane să cheltui din banii oamenilor pentru niște sărbători de Crăciun, mi se pare aberant. Pentru ziua copilului, la fel, cereți 300 de milioane. Bine, îi veți și avea, că aveți majoritate în Consiliul Local, degeaba îmi bate o bură aici. Dar eu v-aș propune să cheltuiți 150 de milioane, da? Adică vreo 15.000 de lei, și să faceți ceva prin care să distrați copiii. Nu să-i, prin intermediul directorilor, care la fel sunt masă de manevră electorală, nu să organizați prin școli cu o lună de zile înainte festivități la care să participe tot copiii ca să se distreze pe ei înșiși. Asta este exact ca și cum inviți pe cineva la ziua ta și toți cei care vin trebuie să le dai tu cadouri. Eu știu că ți-aduc invitații cadouri. Ar trebui să organizați ceva să distrați copiii, să-i chemați acolo să se distreze. Nu să mulțumiți părinții care vă aduc voturi de 1 iunie. Și de Crăciun la fel. Da? Mă refer la dumneavoastră care îl susține pe primar și pe echipa care o are și care îl susține. Da. Da? Pentru că eu nu sunt de acord cu suma asta. Eu o să propun 150 de milioane și v-am spus, vă propun să faceți ceva anul acesta prin care să distrați copiii, nu să mulțumiți părinții ale căror voturi... Care ar fi propunerea ta personală? Nu știu, aduceți un... Sunt copii da, care merită promovați. Așa. Diferite talente. Dacă și până acum au fost organizate echipe de fotbal, echipe de handbal, știu eu, dansuri sau recitali, atât multe poezii și cât cântece și asta, nu știu, nu puneți altceva. Nu, nu sunt eu organizatorul sau cum să zic, împreună, de asta suntem consilieri. Să luăm, ați venit cu o propunere vreodată? Păi uitați propunerea mea, v-am spus, cheltuiți 150 de milioane, invitați un profesor, un profesor care să le vorbească copiilor despre educație economică. Bun, și ăștia care vor să-și manifeste talentul, așa, îi respingem. Nu îi respingem. Păi dar ce să faceți? Puteți organiza, nu neapărat de ziua copilului, în alt context. Ar trebui să-i distrați, nu să-i folosiți în scopuri electorale. Păi ce dați de aici? Dumneavoastră aici, în expunerea de motive, ați spus în felul următor.
Da? Mi se pare incorrect. Participanții la manifestare ce va avea loc vor fi premiați. Adică diplome, cupe, șerci, tricouri, mingi. De ce să premiez eu? Ca să bucuri. Cine? Copii. Dom'le, dar nu vorbim de copii, scrieți toți participanții. Dar nu toți care... Asta înseamnă... Care participă, dar dintr-o școală participă 10 la fotbal, 10 la handbal, 20-30 la dansuri și muzică. Iar ceilalți sunt privitori. Așa, și vă trebuie 300 de milioane ca să luați niște șerci și niște cupe? Nu știu cât costă, știu, eu am văzut cât participă. Haideți să vă spun o chestie, dacă poți să te mergi. Eu mă ocup de sport. Așa. Și eu am maxim 30 de copii din 300. Așa. Care cu handbal, fotbal. Așa. Din nivel gimnazial, nivel primar și așa. La fel și la handbal. Mai am ceva la cross. Rest, ceilalți copii sunt dansuri, majorete, muzică populară, muzică ușoară, chitare și mai sunt niște. Eu știu ce mai avea acolo. Teatru, da. Și eu sunt, să știți că este un volum de muncă, fiecare profesor se ocupe, că nu vin copii. Premiat. Nu premiat, dar se ocupă și copilul ți-ar nu dai nimic și dacă vine acolo. Dacă vine acolo, nu dai salariu. Poate? Profesorul ăla nu are salariu? Dar profesorul face degeaba, la copii de. Doar la copii. Da. Și atunci de ce au ajuns pachete, domnule viceprimar, de Crăciun și mi s-a mulțumit într-o frizerie la Bacău pentru pachetul extraordinar care l-a trimis domnului Leacu Vasile, învățător de la Lubaș. Mi-a explicat? Nu, nu v-a tăcut aminte? Nu. Foarte, nu mai aveți memoria scurtă. Domnul din pachet? Așa. El? Da, cu gurița lui. Dar ce e bătrân, năcăjâți, că dacă o chema preoță și eu spun, băi, în parolie ta, ci oameni năcăjâți, amărâți, care nu au pensi, care nu au pericol. Nu v-am zis că... Nu cred că domnul iau primit pachet, nu cred. V-am mulțumit în mod expres, nu a zis că l-a primit de la dumneavoastră. V-a spus, citez, mulțumim, domnule viceprimar, pentru cadou deosebit pe care mi l-ați primit, mi-l trimis. Că o să fie prezent, plus de asta mai avem nevoie și de sonorizare. Așa. Nevoie și de... Apropo de sonorizare, apropo, vă o să spun fie de 3 ani de zile. O să fie peste cap, pe... De 3 ani de zile vă spun să cumpărați echipament care nu ajunge la suma asta și cine al primăriei. Cine își mă ocup benevol? Dacă dumneavoastră... Ai mai spus tu că vei fi prezent și... Da, păi unde nu sunt prezent? M-ați chemat undeva și n-am venit? Când vă cheamă din pe iunie, da. Bine, ce să fac? Să privesc. Să vă dea un pachet acum. Nu, nici pachet. Dacă nu vreți, așa nu. Mulțumim frumos. Mai o șapte și un tricou. Un tricou asigurat. Da, dacă mi-a vrea cineva să intervenim. Domnul Dumnezeu. Domnul viceprimar, vă rog frumos să precizați. De unde este suma asta? Cine le dă? Domnul primar, domnul vice sau... Ce anume? Suma este per suma care s-a acordat copiii. Da, din ce fonduri? Și cine le... Din bugetul local. Din bugetul local, da. Și le dă? Și le dă cine? Le dă cine? Primarul și vicine? Așa, da, ca să înțeleagă fiecare. Consiliul local. Consiliul local, da. Mulțumesc. Deci am, fiindcă mi-a amintit domnul Barna de cadourile care s-au dat de Moș Crăciun și ar vrea să fiu foarte scurt, da. Chiar am rămas surprins. Când s-a dat suma asta de 60.000 de lei, să se dea la fiecare om, mai ales la cei care sunt năcăjiți, sunt care au nevoie, să ducă la bătrâni din sat cât un pachetel. Am văzut că s-au dat pachete la, și repet, și în Căsoasa, s-a dat la o persoană cu 14 milioane de lei, s-a dat pachet, și la alții care nu beneficiază cât de 600 de lei, nu li s-a dat. Nu mi se pare corect ca dumneavoastră, an de an, să duceți pachete la aceleași persoane, deci repet, la aceleași persoane, când în Comuna Balcan sunt oameni năcăjiți și nu primește niciun pachet. Au venit la mine, băi, domn Petrică, dar noi nu suntem oameni. Dar noi nu meritam un pachet, i-o dat lui X, care are pensii de 14 milioane și mie nu. Deci așa ați făcut an de an și așa procedați. Dacă noi am... Să vă răspund? Nu. Pot să vă răspund? Nu acum. Acum. Imediat. Dacă noi am aprobat 60... De... Cum de asta e bine, domnul Sofronie? Dacă noi am aprobat 60.000 de lei, da. Am aprobat pentru că am știut că sunt oameni lăcăjeți în sat. Să propunem 1.200.000. Cât vreți.
Și merg, o luăm din poartă în poartă. Păi așa trebuie să vă duceți, da, la dar toți. Nici, în niciun caz, când vin niște rude din altă parte, spre exemplu, cum au venit din Bolotău, au venit la bunicii lor cu plase, ne-a fost ușor să ne fotografiem, să punem pe Facebook că ați făcut ceva personal. Ce ați făcut ceva personal? Titel Ivo, o donat niște lemne și v-ați dus acolo, v-ați pozat deci, ca și cum ați fi fost investitor acelor lemne la acel... Dar la ne-am dus eu am dus cu mașina. Da, ați fost prezent acolo. Domnul Vici, noi discutăm din bugetul local. Domnilor, eu vreau mult mai aproape, nu doar prin discuții, prin fapte. Și acum să intrăm pe suma de 30.000 de lei, da? Da. Suma asta e alocată de ziua copilului pentru copiii din Comuna Balcan. Okay. Pentru copiii din Comuna Balcan. Copiii nu sunt numai la Frumoasa și nu sunt numai la persoanele care au mașină să-i ducă până la Frumoasa. Pentru toți copiii. Ei, aici vreau să mă axez eu. În Comuna Balcan sunt mulți copii care nu reușesc să ajungă la Frumoasa. Nu au cu cii. Părinții lor sunt năcăjiți. Oare ăia nu merită și ei ceva? Dumneavoastră spuneți că cu 30.000 puteți să satisfaceți toți copiii din Comuna Balcan. Părerea mea este asta. 15.000 de lei sau cel mult 20.000 de lei să fie pentru Frumoasa, cum a zis domnul Barna, iar 10.000 de lei să meargă în Ludaș, în Schitul Frumoasa, puteți merge și să duceți la copiii care... Cine ar auzi asta, ar crede că le-am folosit banii ăștia în scop electoral? Nu, domne, nu-i niciun scop. Toți copiii sunt bineveniți, unii să sărbătoresc împreună. Eu v-am spus și ce-am repetat eu... Că există o cale legală ca să ne împărțăm bani la copiii aia care nu au putut să ajungă acolo. Haideți să nu fim ridicoli, dar vă rog frumos. Dar de ce să mă rugați frumos? Acum 3 ani ați făcut la Rățem, Schitul Frumoasa, ați făcut terasa respectivă, da? Și am spus în felul următor, domnule, hai să satisfacem copiii, nu numai din Frumoasa, din zona Frumoasa, care se adună și Balcanul. La un an, doi, ducem și la Rățăm, că de asta s-au făcut aceia acolo. Oare în satul Schitul Frumoasa nu sunt copii? Cum ăia de la Schitul Frumoasa, o parte că nu reușesc tot să meargă la Frumoasa ca să distreze, așa poate să vii și de la Frumoasa la Schit, să vadă și ei Schitul. Dar ce facem noi? Numai în zona asta la Frumoasa și restul e din luta. Acolo avem teren de sport, acolo avem din cauza asta, nu dar din motivii. O să facem ceva. Domnul viceprimar, teren de sport. Vă promis, domnul Luca, că o să domnul primar, teren de sport se putea face. Deci eu nu vreau să zic altceva. Nu trebuie să marginalizăm unii copii care săraci din comenul ăsta. Vreau să văd. Vreau să văd că Natale ai mașină și faci un giro de comună de asta și aduci toți copiii. Și după aia vedem, îți plătesc din banii mei. Nu, eu să fac altceva. Face un circuit. Domnul Ciprian, eu sunt de acord. Eu sunt de acord să aduc copii. Dar nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect să marginalizăm unii copii sărmani care ies până la poartă, ori au bani de înghețat, ori nu. Faceți, domnule, niște pachetele de ziua copilului și dați-le la cei care nu au venit. Este greu? Nu s-a același. Eu am zis altceva. Gata, am înțeles. Eu am fost la Frumoasa la biserică la Crăciun. Chiar în prima zi de Crăciun. La Frumoasă a fost o organizare super, nu știu, preotul ăsta e nou venit, așa. O a adus un moș Crăciun foarte fain, v-am înțeles, benevol, de asta, frumos îmbrăcat așa. Și-a dat pachete la toți copiii care erau acolo, cred că s-au dat sute de pachete. Așa trebuie făcut. O a fost fina mea acolo. Așa. Deci nu știu restul care e așa, dar așa mare trebuie sau făcut. Mică. Dar eu unde am fost și vă pot spune de la mine ce am văzut eu cu ochii mei, au fost... Deci la toți copiii care au fost și mai mărișori și mai... Așa știți câți bani s-au cheltuit? Eu am văzut pachetul ăla și l-am socotit și costa cam 14 lei. Doamnă, pentru copii s-au cheltuit 20.505 lei. Da. Restul da, eu sunt în alte scopuri. Deci eu am zis, dar... Nu, din aia 600 eu am zis numai la biserică, am văzut eu la biserică. Dar vedeți că au fost și la școală și le-a dat la tot copii și la școală. Dar tot ce s-a întâmplat în biserici, în școli, pentru copii, s-au cheltuit 200 de milioane, până la 600. Nu am înțeles că sunt alte chestii. Vă contrazic. Deci la biserică, dacă a fost organizat preotul cu sponsorii, cu oamenii trecați în afară... Nu, dar erau... Nu, dar erau... Aia a fost la urmă. Da, vorbim. Cel mai bine e să vă documentați și după aceea să vă argumentați. Eu am fost acolo organizare. Sub destul de... Dacă vreau cineva să mă intervine. Păi de referitor la propunerele lui colega mea, Vasilica,
Hai, domnule, să ducem la cină cărâță, că se poate. Nu știu, prin biserică, faceți acolo din partea Consiliului Local. Chiar vă rog. O cale legală cu mare, dar nu puteți, cu mare drag. Nu puteți spune că nu e legală. Păi cum legal? Păi de ziua copilului, păi, domnule, să duceți la copii. De asta, nu de asta, dar vreau să zic că... Haideți să căutăm baza legală, păi, și atunci nu sunt păi hai probleme. Să căutăm, nu mișto, nu că ai nicio grăbire. Dar ce îi face mișto? Uite, colega mea a venit cu o soluție foarte bună. De ce? Și la biserică, în data de poți să vină copiii la biserică la schid, stă și la slujbă, și la ludaș, și fiecare și beneficiază de un cadou. La toți nu poți, nu vin toți. Lasă, domnule, ziua copilului toți. Nu vin toți la biserică. Ei, care nu vine, nu-i trebuie. Mai zici la frumoasă, pe la fel. 500 la frumoasă, 500, 2 pe zeu, nu? Nici nu-ți ajunge banii, mă. Mai trebuie. Păi mai trebuie, mai punem. Tot mai punem. Mai punem, mai suplimentăm cu 100, cu 10.000 de lei. 300 la 30.000 suplimentăm. Mai 600 ceva pe comun. Copii. Mai aș vedea, nu-ți mai aș vedea. Cu tot. Să supunem la vot proiectul, așa cum este. Da, supunem până la vot proiectul privat. După care îi supunem la vot? Nu. Și după care o să facem o ședință, propun și eu, să facem o ședință extraordinară, sau de îndată, ca să ne putem încadra și în perioada asta, și cu suplimentări pe care... Care e problema? Nu, proiectul e bun, dar... De reduceri nu ține nimeni. Trebuie să mai precizez, în cazul când, din ăștia 30.000 de lei, dacă vor fi alocați, nu se vor cheltui, îi vom transfera la bugetul. Domnul viceprimar, bucuria mea este să fie cheltuiți mai mult de 30. Să veniți cu, domnule, am cheltuit, uitați, în loc de 30.000, 35.000 de lei. Niciodată să nu mai cheltuiți pentru copii mai puțin. Cum s-a întâmplat la, știți dumneavoastră, că, deci cheltuiți mai mult pentru copiii din Comuna Balcan, cât merită. De ce vă spuneți alea? Domnul Lopia zice la 5.000, dumneavoastră spuneți la 35. Asta vreau să zic. Vă contrazice sau nu vreau? Nu, eu m-am referit la copiii care nu ajung la frumoasa, să fie fondurile astea. Deci pentru frumoasa să fie cel mult 20.000 de lei, iar un 10-15.000 de lei să fie pentru restul care nu pot ajunge. Dar și ei să încurajăm să vină toți acolo? Nu poate, domnul viceprimar, n-au cu cine. O să nu putem, o să ne organizăm. Deci trebuie să-ți o soluție. Proiectul de hotărâri cu 30.000 de lei ăsta, care e proiectul primarul. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Să abține cineva? Împotrivă? Eu n-am zis că nu-s pentru. E pentru să dea mai mult, că după aia o să verificați că nu e. Păi da, am pus în proiectul. Cine este pentru... Pentru? 15.000, cum a zis domnul Ciprian. 1, 2, 3, 4. Cine este pentru 35.000? 1. Să adaugi ceva în plus. Da. O să facă doar la primărie, o sensă extraordinară, să facă dată, să facă nevoie. Dar cel mai bine ar fi mai clar ca să facem o ședință de îndată. Da. Trecem la următorul proiect de hotărâre. Acum cine este cu finanțarea serviciului social destinat de specie și promovării drepturilor persoanelor care au luat admită cu handicap. Dar nu vrea cineva să intervină cu marea și cu aici. Aici sunt intervic, aici e... Da, supune la bă, cine este pentru? Da? S-ar ține cineva împotrivă? Eu am abținut, cam... Da, el nu vreau patinte, asta este. Poate trebuie să se apără, da. Da, deci 14 cu o abținere și specificat. Cine s-a abținut? Trecem la următorul punct. Proiectul hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorului tehnologic pentru obiectiv modernizare bună testa frumoasă, în zona piețe de acolo. Da, ce aș vrea să iau? Da, domnul Barna, dacă mă gândesc cu cineva, îi stai de sens. În două parte. Cam mult de zis, dar nu știu ce ne trebuie. Domnul Barna, ce fie anică, ăsta, Ștefan. Ștefan? Vedeam și eu ceva. Păi, dar așa nu dai nică, tine Ștefan. Venim de Crăciun. Da. Din păcate, domnul primar nu-i prezint, mai este domnul Vince, care îl susținim pe ceea ce facem. Și o să pot să-l întreb pe dumnealui. La
suma asta. Dumneavoastră spuneți aici că aveți lungime drum modernizat, 0,0. Ați primit material? Material v-ați interesat? Da. Dar nu mă ocupe dat și țin. Notați acolo ce întrebări este. Și vă întreb. Tot că iarăși e actualizare indicatorilor tehnico economici pentru că s-a mărit salariul de marea mărire făcută de PSD, prin care oamenii suportă din bugetul local tot ce se execută în domeniul construcțiilor, corect? Asta e marea mărire de salarii. Adică dar îți dă pe o parte cu o mână și îți ia din altă parte cu 5 mâini. E părerea ta personală. Dar nu e părerea mea personală. Domnul meu, a crescut suma cu care facem drumul sau nu? Da sau nu? A crescut suma? Datorită... A crescut, da sau nu? A crescut datorită... Restul nu mă interesează. A crescut. De ce? Pentru că s-au mărit salariile. Și nu trebuia să mărească salariile. Da, salariile se măresc în baza unei creșteri economice, nu prin vrăjeli electorale. Pe urmă, i-am spus și prima dată, eu am cerut de 3 ani de zile toate ulițele asfaltate, toate făcute în regim cu simț de răspundere. Toate le faci. Domnul Cornel, cum am ieșit de pe ulița bisericii când am fost să căutăm cheile pentru ședința economică cu mașina? Am venit de mult. E de mult? Am mers cumva cu spatele? Ai vrut tu să mergi, că puteai să întorci. Unde? Era sensiratorul la Radu. Era sensiratorul la Radu, da, exact, vedeți ce propunere bună are. Eu nu m-am gândit la un sensiratorul. La Radu, pe ulița Rădenilor, ar fi bine să terminați lucrarea aia, nu o lăsați în bagiocul. V-am zis și anul trecut și a spus că încă nu e gata. E gata de un an de zile. Pentru cei care nu știu, da? Caut să vă împrospățesc. Nu vă spun. Lasă-mă să dau și răspuns în același timp. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit! Vă răspund eu, da? Deci, ne-am ocupat de asfalt, da? O venit iarna, nu putea să facem, că era ridicol, nu? Și eu nu cred că... Da, deci te-am noi totalitate. Sunt ingineri, sunt oameni din responsabili, sunt oameni de specialitate. Oameni responsabili? Da, sunt oameni responsabili, ca de fiecare dată, în orice domeniu de activitate. Da. Și ne-am ocupat de căsoasa, după cum bine știți, nu? Așa. Pentru că a fost niște lucrări pe care se putea lucra pe timpul firmei. Acum o să ne întoarcem pe fiecare uliță în parte și o să recontinuăm cu asfaltarea și cu mărginele, da? Domnul Re, continuăm, nu există, e prea urmă. Da, în fine. Așa, apropo de căsoasa, joi am fost și a spus că o să merge să vedeți măcar despre ce e vorba. Nimic. Am fost, domnul. Ați fost? Eu n-am primit confirmare. De la cine? De la oamenii de acolo. M-a întrebat eu, da. Am fost acolo, deja o știu de basculat câteva basculi, câteva astea, în zona aia. Am vorbit cu oamenii. Și chiar cred că fratele Matale este pe acolo? Da. Ăsta unii ai deschis. Când ați fost? A doua zi. Dar cum am zis atunci? Dacă am timp mă duc azi, dacă nu mă duc. Eu o zi mă duc un anul pe căsoasa. Bun. Acum să vă spun... Și deci se poate face azi, vă duc. Cum să nu se face? Păi nu se face. Dar am zis că aventură de răbdare, când e o lucrare în... Na. Îi spuneam domnului viceprimar, pe ulița asta a bisericii, n-ai unde să întorci. Faceți cumva și amenajați acolo un capăt, în loc să vă fi apucat de parcarea asta care e clar, da, trebuie făcută și asta, da. Nu cred că era o necesitate neapărat acum înainte de alegeri, așa, tamne-sam, neapucând de lucruri care se văd. Trebuia să faceți pe ulița aia unde nu se vede, dar are lumea nevoie, n-ai o să întorci o mașină. Unde e domnul Gata? Pe ulița bisericii. Am ieșit cu domnul Cornel Găbureanu în marșarier, jumătate de kilometru, că n-ai unde să întorci. Ați turnat asfaltul, ați promis că faceți rigole, șanțuri, nimic. E o mobilă de balastru în capăt, parcurile... Mai bine nu le-ați face la drum să le vadă votanții PSD și să spună vai ce harnic e primărielul nostru. Mai bine le-ați face acolo, că acolo nu există trafic.
ați amenajat din... Dar nu sunt copii acolo. Vai, nu mai spune. Eu am fost, o să facem parc și acolo. Dacă e nevoie, facem parc și acolo. Mai acolo faceți parc. Facem și acolo. Și faceți un loc de întoarcere. Trebuia făcut de când ați turnat asfaltul. Nu lăsat așa. Lucrarea nu-i terminată. Știu, dar nu-i terminată de un an și ceva. Păi, ce pot să fac? Mă duc eu la lucru acolo. Deci, la un vărou de 3 ani și ceva. Băgați apă în piață. Am fost la duminică la piață. Apă nu-i, curent nu-i. Să întorci pe ulițele asfaltate în bătaie de joc. Nu ai cum. Domnul Banu, vă rog frumos. Deci, fiecare proiect, fiecare lucrare, mă ascultați o reată? Un pic, domnul Barna. Mă ascultați un pic? Fiecare lucrare care o facem pe raza Comunei Balcanii, să facem în urma unui proiect. Toate lucrările care au venit, cu care am venit eu, inițiate de mine la începutul, la bugetul de la începutul anului, sunt pe masa inginerului, care o să... Chiar vreți să mă filmați, nu? Da, bineînțeles. Da. Ședință publică. Care face un referat necesitate. În baza căruia o să urmeze avizele până la autorizat de construcție. În funcție de cum eliberează inginerul, așa facem și noi lucrarea. Nu că am făcut parcarea, acolo făcut, dar putea să mă apuc de cămin, de grupul sanitar. Sau mă apucam de altă lucrare, dar nu trebuie acte legale să fie. Dacă îmi permiteți, când căutați consultant și arhitect și ce mai căutați dumneavoastră și diriginte de șantier și cei care fac proiecte, de ce nu căutați, domnule, oameni competenți? Păi foarte competenți. La Căsoasa, de ce nu se fac tiguri în zonele unde trebuie și cum trebuie? Să fac exact cum în proiect. Proiectul exact cum am vorbit și în ședință și v-am explicat de câteva ori este campanie electorală și vreți să trageți voi pe chestia asta. E prost făcut. Am vrut îndiguiri toată Căsoasa. Și v-am explicat chestia asta. Nu se încadra în preț calcul, care se face categoria drumului ca și preț. Ori trebuia să mă duc cu diguri și asfalt până la jumatea Căsoasei și am discutat-o în ședință și a rămas asfalt toată Căsoasa și în locurile mai periculoase să punem ăsta, în diguiri, să facem în diguiri. Corect, așa s-a discutat, așa am făcut. N-am făcut de capul meu. Da. Am chemat firma de proiectare, cea mai veche firmă și cea mai ieftină am găsit-o pe cea mai veche firmă din Bacău. Ingineri, adică nu, sunt ingineri la firmă, sunt ingineri la APE din România care verifică mereu, sunt ingineri la mediu care verifică mereu, controale în fiecare săptămână, comisia de controle și dacă se duce domnul Barna și domnul Gânga, este ceva mai ceva decât inginerii în construcție. Lăsați să-și facă oamenii treaba, la urmă, ce mai trebuie? Continuăm cu utilajele primăriei, scuzați că lucrez la Dantele. Continuăm cu lucrările, cu utilajele primării, dar lăsați-o și termine oamenii treaba. Dacă stăm pe capul lor, că asta nu-i bun, că știu eu nu știu ce transport în comună, îți mai deștept ca doi ingineri, constructori acolo, cu facultate în domeniu. Nu, lăsați-o să termine și când se termină, atunci da, facem un referat, vine dirigentul șantier, vine tot, doamne, asta nu-mi place, asta nu-mi place, trebuie modificări aici, așa se face o lucrare, așa se, nu numai la noi, probabil că tot globul pământesc. Nu la fiecare, doar un metru de dig, pat pe el. Nu-i bun, că trebuie de cap mai așa, că nu știu ce să vadă oamenii că facem propagandă politică. Eu nu fac propagandă politică, fac lucrări în Comuna Balcanii. Corect, corect. Domnul primar. Îmi permiteți o replică și gata, scurtă. Îmi place discursul Iliescian, dă foarte bine. Dacă e vorba așa, hai să vorbim, dacă nu eu am plecat și nu discut eu cu dumneavoastră. Eu am spus adevărul, doamne, dacă vreți mă credeți, dacă nu, nu. Și cu asta am terminat totul. Dar vă întreb altceva. În hală, de ce nu avem încă apă? De 3 ani vă spun. Exact ce am zis mai înainte. Curent de ce nu avem? Curent trebuie să-i dăm drumul. Când, doamne, de 3 ani tot la anul îi dau drumul, aproape de alegeri. E bine? Dacă tu o iei, că acum fac politic.
Păi nu, domnule, nu avem firme care am lucrat. Nu, domnul Baron. Susține că nu faceți politică, că n-ați cărat 5 autocare. N-am cărat, doar. Și-au mai, mai rămas, dacă vor, suntem la diverse sau unde? Nu, nu, la suntem la asfaltarea, care o facem cu niște sume astronomice. Da, dacă mai e cineva să interesează, nu să vorbim la diverse. Vorbim aici pe proiect. Eu am... Da, proiectul... Se pare normal pentru 50 de kilo, pentru 50 de metri de drum, suma asta? Cum? O faceți în regim de semi-autostradă sau care? Cum? Păi e 1,5 miliarde, 50 de metri de asfalt. Nu știu cât metri, atât e. Prețuri nu le face primarul, domnul Gâlga, domnul Barna. A, nu primarul face prețuri. Sunteți de acord cu ele, că aici se ponează banii la primărie. Chemat un inginer de specialist. Dar ai făcut proiectul, nu-i de mine, dar ai făcut de proiectul. Că ai făcut proiectul și se explică așa. E vorba de 30 de salariile astea. Cred prețurile, nu le-am făcut eu. Nu face primarul. Care a fost mărit artificial de PSD. Bă, decât la cei care au tăiat mai bine este. Da. Dacă nu vreți, nu mai facem asfalt în piață și cu asta, bă, asta, care-i problema? Eu l-am cerut, vreau să-l facem. Păi să-l facem. Prețuri competitive. Dar care-i prețuri, doamne? Care-i prețuri dacă ăsta e prețul pe piață? Ăsta e cel mai ieftin preț. Uite, verific, dar verifică. E cel mai ieftin preț exact cum 600. Domnul Barna, verificați prețurile. Verificați prețurile și după aia discutăm. Eu propun să nu mai primăm asfalt, punem ciment cum a propus domnul Barna la început. Să turnăm de aduce pe ăștia de la ajutorul social, din rămân cu toți la lopieți, să turnăm beton, domnule. Ce atâta asfalt? Da, domnul Gânga. Așa ai spus, că trebuie să turnăm beton. Dacă nu se poate turna asfalt, că ați spus că nu se poate, când am venit cu cererea asta, mi-ați spus că nu se poate. Da, da, nu, dar vrei. Eu atunci v-am cerut, domnule, dacă nu se poate. Nu există că nu se poate. Haideți să turnăm în beton, aleg betonare. Nu există că nu se poate. Nu se poate asfalt. Dar nu se pune la bol, domnule, pentru... Dar până nu vorbiți. Păi eu am vorbit ceva. Nu, dar dacă nu mai putem, tu pune la bol, vorbim la diverse, că astea pe diverse. Jocul cu 10 ori, bă, ăsta e prețul cu asta, da. Ai un preț mai mic care îl combate și spune. Da, eu locul ăsta cel mai mic. Ați venit cu proiect, vă spun că nu e regulă prețul. În baza de tine, nu știu ce probă ai. Ce probă ai? Da. Păi, demonstrează de ce nu e regulă. Ai lista, domnul Barna, hai ca să o terminăm. Domnul, aveți lista de prețuri, duceți-o la care cunoaște dumneavoastră, la altă firmă. Dar domnul, să fiu primar, eu să fiu primar, dar eu am fost, păi eu ca primar, eu ca primar. Și nu o să fac din bani locali, o să fac din bani europeni. Foarte bine. Gața aia, la câți bani s-au încasat în ultimii 20 de ani. Păi verificați și bani. Domnul, asta e propagandă. Dar vezi câți bani. Să fie pavată plată și să aibă flori acolo. Vezi câți bani s-au încasat la piață. După aia vorbești. Tu nu te uita fi mult în lume în piață. Eu știu tot la față, Ciprian, după aia nici la PSD. Pierdi vreme. Tu pune la voce, cine este pierd? Vreau să zic și eu ceva, de ce nu? Oricum. 2, 3, 4, dar nu vorbim de ziua, sau aveți un pierdut de când comentăm așa. Pot ea, da. Cine este pierd? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Cornel, ești pentru? 6, 7, 8, Vasilica 9. Ba nu, pardon, și noi pentru. Astea. Amendamentul meu. Atunci ai cerut stabilim. Când ridici cu mâna, ridică tot. Când mâna ta, nu te joci. Dar ce te doare cu tine, Pavel? Haideți să vezi stabilimată. Cine este pentru? Cine este pentru? Amendamentul PNL-ului de acum 3 ani. E, vrăjeală de 2 lei. Vrăjeală de 2 lei cu amendamentul PNL-ului la piața asfalt. Ați venit cineva la PNL, spune-mi asta, n-ați fost de acord nici în pat. S-a obținut cineva? Împotrivă? Nu. Da, diversă. Da. Zăi, domnul, tot eram la rând, am zis bun și la diversă. Domnul primar, domnul ăsta a spus că în momentul când vrem să facem o lucrare, aduceți proiectant care vede exact punctul și necesitățile unde bine făcute, niște diguri sau ce. Vreau să mă refer, pentru că noi am făcut, nu gălăgii, obiecțiuni. S-a făcut în jur aproape 100 de metri de dig la Vasile Busuioc acolo, unde nu bate apa, da? Putea să digul ăla să nu fie făcut și să fie făcut, de exemplu, la intrare la căsoasă unde o rupt și o inundat oamenii respectiv la gura căsoasă de fiecare dată când vine apa mare. Oare eu când spun că trebuie făcut ceva, noi nu știm despre ce e vorba? Oare ăla când a venit și a spus că a depășit da, prețul, costul, prețul, da. Oare trebuia tăiat de unii digul
De unde bate apa? Trebuia tăiat din asfalt. Nu din asfalt, da, domnul. Da, așa, trebuia tăiat digul, nu pus digul în locul respectiv. Da, dacă l-ați spus așa. Lăsați-mă să da, dacă l-ați spus așa. Și ați promis că venim din bugetul local și facem și în locuri respective, am înțeles. Deci da, nu mai comentez. Am spus și repet, la termenul trecut, trebuie făcut înainte de turnat asfalt la Bogaciu, pentru că acolo, dacă Doamne ferește de o inundație, inundă oamenii, nu mai trece drumul. Trebuie făcut podeți. Deci, proiectantul nu prevăzut acolo podeți, dar dumneavoastră puteți interveni, că sunteți primar și aveți voie să modificați până la 15% proiectul. Dar de unde știți când am intervenit? Păi o să văd. O să vedem. Deci, asta am spus. Da. Deci, pe Facebook. Nu, aici aici e Facebook cumva? Da, nu, nu, dar unde se vede? Direct, live. Nu, la termenul trecut. Dar nu, dar acum să trecem la divers, la podurile de reparat. Am alocat bani pentru reparațiile podurilor de fier. La drumuri și poduri sau alocat? La drumuri și poduri. Nu pentru podul, nu știu care. Nu pentru podul, nu. Eu sunt primar pentru, sunt primar pentru toată comuna. Deci s-a putut găsi până acum o echipă, o societate ca să le repare? Am înțeles că trebuie societate. Am pe site-ul, nu pe site-ul, pe SIAP-ul, SICAP-ul ăsta, patru lucrări scoase și nu vin firme ca să lucreze. N-au oameni. Deci am lucrări, n-am cu cine lucra. Deci am ajuns chiar consultant, dacă am avut control de la Iași, la mașina de pompieri, și ce s-a ajuns în România, să roage primarii de patroni să vină să lucreze, să prindă câte o lucrare la primărie. Mai sunt alții că iau primarii jumate din presă, nu știu, eu mă rog să vină să facă lucrarea și inuit că eu bani. Da. Deci la fiecare lucrare care am făcut-o... Da, nu se pot repara podurile din cauza că nu... Cine o zic că nu se pot repara? Păi nu există societate, nu se pot. Se repară. Nu, eu sunt primar ca să repar tot ce se poate. Dar nu există societate. Nu sunt societăți care să vină să facă așa ceva. Domnul primar, câți bani am alocat Consiliul Local pentru biserici? Un miliard. Un miliard, da. Deci un miliard la 7 parohii ar veni în jurul la 145.000. Posibil, da. Mie mi se pare corect ca un preot când vine să nu vină, domnule, să meargă, bine, domnule, noroc că m-am dus eu și am intervenit la domnul cine primar. Asta, nu? Așa vorbesc cu oamenii. Domnule, deci lasă-mă, lăsați-mă cu vorbitul, oamenii, că se tulcă așa vorbesc cu oamenii. Banii respectiv. Nu mi-și întrebă. Banii respectiv. Domnule, tu știți că eu am vorbit cu toți preoții. Am înțeles. Știm despre ce-i vorba. De unii au renunțat în favoarea la altă biserică cu 10 milioane, la altul am dat mai mult cu 10 milioane, până acum am dat la 3 biserici bani. Dar nu că nu știți, nu vreți să știți pare chestia corect, asta. Mi se pare, nu că nu vreau, mi se pare corect, dar eu văd ce... financiar pentru toate bisericile, să știți, toți preoții au primit în mod egal, dacă au primit anul ăsta mai mult, și mai, să mai știți lucrări, ceva, că da, banii sunt repartizați pe trimestri. Nu putem da toți la o biserică sau pe trimestri. Preoții au venit cu referate de necesitate, le-am luat în calcul, mai trebuie să vorbesc la frumoasa când au venit părintele catolic. Pentru vorbesc și acolo, banii se împar. Dacă are cineva o lucrare și îi trebuie 110, 160 de milioane și la schit, am dat banii deja la schit, la biserică, dacă nu știți. Nu știu unde s-a dat. Dar bine că părintele n-are Facebook și nu știu să mulțumească. Da. Și dacă a mulțumit părintele pe Facebook, nu a mulțumit. El așa s-a gândit. Mulțumesc primării, nu Consiliul Local, că nu și-o da seama. Probabil. Nu trebuie luat așa pe... Vai, primarul îi mulțumește. Nu, doamne, nu primarul. Eu mulțumit în general primării, că erau oameni de la primărie, lucrau acolo. Și nu era vorba de banii primării, unii se lucra la biserica frumoasă. Erau banii mei și a oamenilor din sat. Nu erau lucrări făcute cu banii primării. Ca să știți chestia asta, înainte și v-am rugat de atâtea ori, domnul Gângă, înainte de a da prostii pe Facebook, sunați-mă și întrebați-mă să vă spun despre ce vorba. Dar nu mai eu dau prostii pe Facebook. Ba da, am văzut. Și apropo de chestia asta, dacă ați terminat. Contul ăsta, realitatea care, nu uitați, în 2016 a fost 3 conturi false, care tot așa dădeau impresia că sunt americ, eu fac. Buhosul? Nu știu care sunt, dar îi știi, mai văd că a început să le știi. Păi cum să nu le știu? Păcat cine, cine a avut conturile false, nu mai sunt printre noi. Nu uitați că există Dumnezeu. Așa și nu bate cu și Dumnezeu nu să nu bate să-l pedepsească. Vă faceți conturi false ca să pare că, uite ce faci, primar. Nu sunt doamne, am demnitatea mea de om și nu fac chestia asta. Niciodată nu m-am gândit la conturi false sau să jignesc un om. Sau, dacă am să spun ceva în față și mereu, de câte ori ai venit la mine, eu cred că am făcut și ce ai zis tu și
plus alte lucrări. Eu dacă am ceva de spus, spui pe Facebook și după aia, pui pe Facebook, dar le pui cu așa o tentă, le spui că primarul ăsta e varză. Nu face nimic în comuna asta. Datorită nouă. Când am făcut asfaltul la grădiniță, n-ați prea fost de acord, da? Datorită vouă. Când am făcut hala la piață, asta e cealaltă. Cine a spus, domnul primar? Sumele. Cine a spus? Lăsați sumele, lăsați că vorbesc eu acum. La cămin aici, când am făcut la Balcani, nu-i bun, că deși am pus nu știu de care. Cum mă îndemnați voi? Cum mă împingeți voi din spate la treabă? Dacă eu ce fac, voi nu sunteți de acord. Plus de asta, pe domnul Gânga îl mai ascult. Să spun, dar pe domnul Barna, odată ce n-ai votat bugetul, nu ai dreptul ca să mai vorbești de lucrările care sunt în comună. La buget, vă dați lista cu toate lucrările care vreau să le fac. Toată lista ați avut-o în materiale. Dar și eu de fapt, deci dacă noi am votat un buget din, nu știu, 10 miliarde cât era și de banii ăștia o să fac asta, asta și asta, ălea de fapt, nu mai veniți cu alte lucrări cu noi, ăstea le-am aprobat asta, deci pe domnul Barna îl înțeleg, de două ori l-am înțeles, toate când au venit să-i fac capul de pot sau consolidarea la podul ăsta la Balcani, într-adevăr, m-am dus, într-o săptămână a rezolvat acolo. Și al doua, și l-am înțeles, că când au zis tot în ședință, că nu are habar de administrații locale. Probabil că o să învețe până la urmă administrații locale. Sunt niște termeni, niște pași de urmat până face o lucrare. Păi nu așa de pe o zi pe alta. Iar lucrările nu pot, dacă noi am aprobat în buget anumite lucrări, nu putem sări la altele, că nu s-a aprobat. Nu sunt trecute în buget, asta trebuie să înțelegeți. Bineînțeles că v-ați uitat ce lucrări face Luca, asta nu-i prinsă. Ia să spun noi pe Facebook să trecem noi acolo, că nu vrea să facă podul niște unii, nu vrea să facă. Da, am să le fac. Am să le fac pe toate, în timp. Și dacă oamenii o să vă creadă pe noi, o să mă creadă, dacă o să mă creadă pe mine, o să mă creadă. Vis-a-vis de chestia cu Iașu, n-am dus pe nimeni eu. Nici n-am vorbit cu un om, să-mi aduceți un om care, n-am fi vrut să vorbesc, dacă n-am văzut că a început oamenii să mă suni și am și mesajul ăia, că vin și eu la azi, vin și eu, au mai rămas oameni de un autocar, nu i-am forțat și nu i-am plătit, iar dacă am dat o masă, am dat-o din banii mei și a lui domnul vice. Au plecat în excursie la vreo stântă. E treaba lor cu excursie, am plecat noi mai repede când s-au adunat oamenii în fața primării, am zis că să mergem cu o oră mai devreme, să-i mai plimbăm prin oraș, să mergem la Sfânta Paraschiva. Dar nu m-am dus. Dați-mi iar exemplu cu cine am vorbit eu, că îi duc la Sfânta Paraschiva. Dar le-au dus și ei, mă vezi. La liberali. Dar te-au dus și ei, mă, dar îi văd numai până la liberală cealaltă. Da, dacă nu e... Nu, lasă, că asta nu mă deranja cazul. Fiecare partid îl duce. Domnul primar, domnul Ciprian, lăsați-mă că... Dumneavoastră a spus că noi suntem totdeauna contra. Dacă eu mă refer la mine, că pe mine m-a jărnit, dacă eu am spus să facem digurile, nu le mai facem din piatră, am fost eu contra, le facem din beton? Domnul Barna, deci de beton, nu de piatră, este de beton. Uite, să-ți aduc un proces verbal din proședință, consilierii vechi pot să confirme chestia asta, eu am zis-o... De când eram viceprimar, digura a trebuit din beton. Și ți-am zis chestia asta. Vă felii, nu, eu am plecat de acolo. Iar ce au început cu gabioane, în 2000 nici nu era discuții de beton, erau singuri firmă care lucra pe batoc cu beton. Voie, dacă eu am spus de căminul de la Rățeni, am fost contra. Dacă eu am spus de podurile de la Schiț și lucrările care le-ați făcut, am fost contra. Tu ai zis de lucrări. Dacă eu am spus de căminul de la Ludaș, nu vă întrerup, dacă eu am spus de căminul de la Ludaș, am fost contra. Păi domnul primar și-a expus proiectul. Eu asta am zis, ai văzut lucrările la început de an care le-am inițiat eu și după aia în ședință tot zici că ar trebui. Poate că știi că astea sunt lucrările care le fac. Știai și de asta, se pare că mi-ai zis tu că mă împingi la spate. Dacă eu am spus să fie iluminatul public toată noaptea, să nu mai fie condiționat, am făcut rău? După ce am făcut proiectul, deci nu? S-au rezolvat. Nu, dar după ce am făcut proiectul, nu, înainte. Nu e așa, nu, de ce nu ești cestit? Deci până 2016. De ce vrei să dai tu omul cu ceva? Da. Nu trebuie să iese în evidență. Nu, trebuie, dar nu e așa. Treaba merge destul de bine dacă ne ascultăm unul pe altul. Și nu v-am ascultat? Păi eu n-am zis că nu m-ați ascultat. Dar nu datorită mie, datorită mie să fac lucrările. Când ai să fii primar, datorită ție și eu o să aprob. Datorită. Dar nu o să mă dau mari pe Facebook, că dacă nu eram eu, nu se făcea nimic în comun. O întreb la replică, domnul consilier, un pic, o secundă. Eu am terminat, că i-am spus cu... Domnul primar m-a acuzat că, adică m-a acuzat, a spus că nu am habar de administrație. Nu, dumneata ai zis. Da. Ta ai zis, nu. Și o susțin și o repet. Pentru că eu sunt la primul mandat de consilier. Da? Și nu am de unde să știu așa ceva. Corect. Eu am intrat în lupta asta pentru a schimba ceva în comună. Pentru că de 30 de ani de când îmi aduc eu aminte lucruri, nu s-a schimbat nimic
mai nimic. Consiliu. Nu avem canalizare în secolul 21, nu avem apă potabilă, nu avem gaze când sunt la poarta satului, nu avem nimic, nu avem trotuare, asta, nu avem piste de biciclete, nu avem nimic. Trebuie mai lecții de administrație și să vezi. Și dumneata administrezi comuna din diferite funcții de 20 de ani. De poate ce? Mai bine, poate mai bine. De ce? Poate mai de mult, da? Tocmai. De ce nu s-au făcut anumite lucrări până când am ajuns eu și cu... Domnul Barna, dar de ce n-ai spus în 2012 când ai candidat cât bagi apă, cât bagi canalizare? De ce n-ai stat atunci? Fiindcă nu era discuție. De ce până anul ăsta sau anul trecut nu s-au luat în discuție autostrăzi în țara asta? Fiindcă nu s-au luat în discuție. Acum când văd că se vede că... Că se vede, că se vede că a început... Stai puțin, eu caut materialul electoral din 2012, că sunt făcute de mine personal, n-am avut șleaptă care să mi le facă. Că atunci am candidat independent. Eu n-am zis nimic împotriva niciunui partid politic, în afară de PSD, neocomuniști, bolșeviști, ce sunt și în ziua de azi. N-am zis nimic împotriva niciunui alt partid politic. Am în lucrurile de atunci care am zis că dacă voi ieși primar, vă aduc și vă arăt specificat pe primul loc canalizare, apă, gaz. Asta am spus și eu oamenii. Și cum le făceai? Prin accesare de fonduri europene, domnule. Păi de asta zic, trebuie să mai înveți administrații. Lucruri de care habar n-aveți. Ba nu e adevărat. Nu e adevărat. Trebuie să mai înveți administrații. Dar stați-mă să vorbesc. Păi dar vorbești ce trebuie. Pentru că dumneavoastră nu spuneți un om ca tăl cu ce nu, păi cum, dar incapabil, nu știu ce, nu, am fost capabil. Dar n-are nici cu jor, nici Ardioan, nici Solon. Dar era Balcani, dar nu e Barna, primar Balcani. Nu, dar nu s-a făcut în țară, acum se pleacă pe colegi. Acum se lucre. Toată lumea care a făcut aceste lucruri le-a făcut prin accesare de fonduri europene. Problema este că fondurile respective nu se pot fura, așa că nu interesează pe nimeni să le acceseze. Dumneavoastră lucrați cu fonduri comunale din banii oamenilor, județene și guvernamentale, date discreționar de oameni gen Benea și Dragnea, la care ați fost la mitic să-l susțineți. Pe cine, cine susținut? Al României, pe cine a susținut Barna? Pe cine a susținut? Pe cine a susținut la Iași pe noi? Pe Benea și pe Dragnea. Pe Benea, nu pe Dragnea. Pe Dragnea nu-i pe nicio listă. Dar Iohannis nu a fost? Dar Iohannis nu a fost și-o făcut acolo. Nu-i penal. Are vreo... Are vreo... Are vreo dosare penale. Are vreo hotărâre definitivă. Are trebuie să dea 300.000 de euro la asta. Hotărâre definitivă, da. Și refuză. Dar are 12 dosare penale? Are. De ce să ne dăm? Dar hai să discutăm despre Comuna Balcani. Da, nu despre Comuna Balcani da. Discutăm. Cum ați putut dumneavoastră 20 de ani să stați în administrația asta și să nu faceți nimic în interesul cetățenilor până când am ajuns eu consilier? Doamne, asta e impresia ta. Până a ajuns cu un pic de timp. Viața de ce nu s-a turnat asfaltul până când am ajuns eu? Păi, prieteni, când am știut. Ai văzut în astea, trebuia inventat. Da, auzi, proiectul la asfaltul de la Piața Frumoasă, cred că și pe Valea Frumoasă și Frânzeni, e din 2015, care tu nu erai consilier. Curent, haideți să vă explic de ce n-am votat. Ați înțeles, da? Am de ce n-am votat bugetul? Pentru că sumele sunt aberante. Opoziție de asta. Da. Nu, ba pentru da. Că sumele sunt aberante. Ai primit pliculețul acasă să nu votați buget de asta, spun eu. Pentru comis. Am o mare urmă de mine și vreau să... Vrei cuvinte la curaci? Da, nu e problemă. Domnul primar, așa de rugăminte să... Nu am votat bugetul. Și n-ai vrut că aveți ordini de la partid. Nu ne ascunde după degete, domnule. Ne ascunde după degete, face ia să vorbim despre Comuna Balcani politic. Eu vă spun pe cifre. Pentru că nu sunt de acord cu aia 800 de milioane care ați promis că îi negociați, care îi plătiți lună de lună la telefoane și internet. Din interiorul... Exagerări, 800 de milioane, exagerări. Nu, atâta era pe hârtie și n-ați venit în fața, măcar din respect pentru sutele de oameni care au votat cu mine, să spuneți, domnule consilier, uite, am reușit și am redus suma asta de la 840 ceva de milioane la 700. 200, la 200, atât da. Am putut.
Păi nu știu, n-ați venit, dar nu, dar voi explica doamna contabilă ce înseamnă 800, nu telefonică vorbim. Eu nu discut cu doamna contabilă. Ba da, cu ea trebuie să discut, nu cu, cu primarul, domnul Barna cu primarul, discut în birou la primar. Nu în consiliu local, în consiliu local discut cu președintele de ședințe. N-am votat bugetul pentru că s-au alocat 600 de milioane. Pentru revelioane. Da? Da, da. Da, da. Dacă mergea cineva să intervină... Da, am ceva de... titlul da, local. Aș vrea să treceți la priorități iluminatul de la piața frumoasă și cu apa potabilă. Deci e ceva rușinat. Păi e aprobat. Da, e aprobat. Deci apa un hidrofor. Da? Dar nu pot face pe drumul, trebuie o 3 ani de când nu mai punem 3 ani, de anul trecut am făcut fântâna. Deci, hai să luăm să facem acolo, că am văzut că e igienic să fie apă. Eu am făcut. Eu mi-ar zici că datorită mii spune apă. Nu, doamne, datorită mii să pune. Nu la toți. La toți. Hai să vă mai spun ceva. Altceva. Dar e tot datorit de vouă. Fac alei și torn alei. Pietonalii și prin piață cu asfalt, tot datorită voastră, vouă. Dar ce? Dar trebuie făcut chestia. Păi, dar nu, dar piste vreun alt cui datorită nouă. Nu, altceva. Eu zic că nu-i datorită. Da, da, vă rog. Domnul, am întrebare pentru domnul primar. Când ați trimis muncitorii din la primărie cu tractoare să asfalteze în ghilimele cu balastru, da, toate urițele, ați făcut recepția după finalizarea lucrării, unde au trecut? Am mai făcut, dar dacă plouă, asta e drumul de țară. Pui într-o groapă, faci alta. Ar trebui să treceți pe acolo să vă puneți pe unde, pe Facebook, unde? Pe Valea Frumoasei. Doi ani zis să nu pun în poartă la tine, că nu trebuia. Nu trebuia, nu? Da. Vă arăt poze, cam ce să... Da, păi văd, acum după ploaie, acum după ploaie. Nu, nu, atunci când a pus... Și nu plouă, atunci te aduce aminte că ploua și am zis nu se ducă băieța acolo. Și am spus să mai aducă. O zic că da, mai aduc a doua zi. Și am trimis în altă parte, că au venit gânga să-i duc pe schid. Ce să fac? Un tractor și un buldo. Nu pot să-i împart la toți. O jumătate de zi ca să-i niveleze o să... Foarte bine, să mă iasă și vecinii tăi la treabă, să-l bucur, să nu se la, iasă și vecinii tăi, nu numai primăria. Lăsă-mă așa, da? Asta e de lucrări. Lasă că fac eu o poză când mă duc să vedeți cum arată, nu pe ploaie. Dar poate, nu, dar asta e stilul vostru și poate am terminat. Să vedeți acum, arată da. Bine, după ce era, am îndreptat eu. Da. Păi, ce, ți-au căzut mâinile dacă ai îndreptat? Păi foarte bine, făcut, felicitări. Le-am spus. Felicitări că ai făcut. Să mai aduc. Păi n-am putut cu omnii gânga să mă duc pe schid. N-am putut. Ce să fac? Eu tractor și un buldo. Era sărbătoare, că asta a fost vii. Duminica nu lucrează. Ați dus două săptămâni de atunci. Și o stai degeaba băieții ăștia? Stau degeaba? O lucrare din tâi. Mai lucrează și sâmbăta și azi, că e sărbătoare, ei lucrează. Că am de lucru în comuna asta. Și nu pot să mă împart în toată comuna. Chiar că am sărbătoare, dar nu am liber. Nu e sărbătoare legală. Și foarte bine că se lucrează, se lucrează, nu, asta avem. Mulțumesc pentru toate cer că se lucrează. Mai avem ceva de spus, mai avem, că eu tot am tăcut, tot ascult, tot mai avem ceva de spus, parcurile de copii, hai să le curățăm o leacă cu băieții de la ajutor social. Deci a venit cineva la ajutor social, mai sunt Dar parcul de la schit, unul nu, dacă ați văzut, sunt lemne pe acolo, ce trebuie luate, m-am uitat și la Balcani, hai să le curățăm un pic. Băieți, pe drum, am 5-6 oameni care ești cu coasa, bărbați, femeile, nu merg. Și am câte o zi de lucru pe lună, da, trebuie să fac o zi, două, nu mai mult. Nu, și cât trebuie să tragi? Da. La biserică du-te cu ajutorul, la școală du-te cu ajutorul, la lemne, la curățat cu ajutorul, când stăm noi pe gard și spun, dăm ordine ăștia cu ajutor. Nu știu, la biserică la schit o să plată oameni, nu a fost niciunul. Acum la asta, când a intervenit preotul, că cu bun simț. Prea mulți s-au ajutat și cu oameni și cu ăsta și chiar au venit. Au venit la mine. Nu mai trebuie oameni. Inclusiv prin grădini, printre morminte pe acolo, da? Prin cimitir s-au făcut. M-am dus eu personal cu oameni, cu oameni de la ajutorul social și cu căruși. Da, dar nu punem, noi nu punem pe Facebook. Dar de acum trebuie să... Știți de ce nu punem pe Facebook? Hai, și știți foarte bine. Anul trecut, toate lucrările care s-au făcut în Comuna Balcani le-am trecut pe Facebook. Pod, dispensar, cămin, fântână, eu știu, da, am avut reclamații făcute exact cu toate lucrările care le-am pus eu pe Facebook. Semnate, știți voi de cine. Și vă mulțumesc. Fiecare lucrez corect, dacă era ceva ilegal, vă rog să-mi arătați și mie
reclamația, da. Că v-ați uitat la mine, da. Altceva. Nu, nu m-am uitat la tine, am zis că știți. Credeți că pe mine, bă, nu, dar eu mă bucur că n-arăt domnul primar, când vedeți, văd lucrări făcute. Deci eu mă bucur. Cine a semnat? Asta trebuie să avem la mată. Vreau spun că e semnat reclamație. Am dus cu Costel Iliescu, ești Costel? Un portbagaj de dosare la poliție. Deci chiar vreau să văd. Nu pot să zic eu de cine e semnat. Vreau să văd. O să fiți chemați, probabil că e anonim, adică anonimizați. Deci, ce spuneți dumneavoastră, ce spuneți dumneavoastră, ceva... Hai, un singur exemplu de ce m-am gândit. Stați să vă aduceți... Nu. Vă întrerup. A fost o reclamație făcută în numele meu? Cred nu știu că, numele cred că cam așa. Am o reclamație făcută și am zis că poate știți de cine se mai. De ce m-am gândit la chestia asta? Când am carat umplutură pentru digul de la Balcan, marginea cu utilajul noastră, le-am luat din, nu din Aldea Râului. Domnul Barnau sunt ședință aici, vă aduceți aminte. Știi când ai voie să iei balastrul din apă? Ai zis, da? Recunoaște. A doua zi... Nu, v-am spus că ați spus dumneavoastră. Da, da. A doua zi, de la mediu, eu prins pe băieți care au balastrul. Da, venit aici de la apă din România, nu de la mediu. Ce faceți? Păi cărăm de unii. Nu era din apă, din Aldea Râului, nu era luat balastru și am scos-o. Deci de asta am zis că se leagă, prea să leagă una pe alta. Adică nu am voie și durnul duce la mine acasă, duceam pe domnul primar, nu închide-te la tot felul.